Doamnelor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Astăzi vom discuta despre o campanie <coughs> pe care o va avea Direcția Locală pentru Evidența Persoanelor, o campanie numită Prioritate la Identitate. Și nu numai despre această campanie. Invitatul nostru de astăzi, cine poate să fie decât domnul Marius Bodoga, directorul executiv a acestei direcții locale pentru evidența persoanelor. Bună ziua, domnule director, bine Bună ați revenit în platoul nostru. Mulțumim pentru invitație. Văd da aici prioritatea la identitate, ediția a 8 -a. În ce constă această campanie? Campania noastră, prioritate la identitate, deja a devenit tradiție în rândul locuitorilor din cele 26 de comune pe care noi le deservim. Altfel spus, locuitorii municipiului Iași și în plus, ai încă 26 de comune care sunt arondate și fac buletine la serviciul nostru. Da? Vorbim de peste 565.000 de locuitori. În funcție de acest indicator, serviciul nostru este cel mai mare serviciu din țară. Chiar și peste sectoarele Municipiului București. Să revenim la întrebarea dumneavoastră. Campania noastră este o campanie pro bono, să zicem, din partea municipiului Iași pentru toți locuitorii din comune care poate din lipsă de fonduri sau din varii motive nu se pot, nu își permit chiar să se deplaseze în municipiul Iași pentru a-și întocmi, pentru a fi la zi cu buletinul. În acest caz, noi mergem, parcurgem pas cu pas fiecare comună, deși avem și comune care se află în proximitatea municipiului. Mă refer la Valea Lupului, eu știu Aroneanu, Țuțora, Holboca. Noi mergem în toate pentru a nu fi discuții sau a nu se considera discriminări. În aceste comune, de regulă, numărul de cereri este mai mic. Dar chiar și așa, noi mergem pentru că, de obicei, a mai intervenit o reorganizare administrativ-teritorială. În multe din aceste comune au fost acordate uh, denumiri de străzi și da, număr la case este. și atunci și acesta este unul din motivele pentru care trebuie să obținem un act nou de identitate. Bun, dar această deplasare se face cu un laborator mobil se sau face cum? Se face cu stația mobilă, cu mașinile mm -hmm. direcției noastre. Avem laptop, avem aparat foto, panou pentru fundal alb. Tot ce este tot ce nevoie este necesar, pentru... Adică tot ce avem la dispoziție la sediu avem și în mașină, în stația mobilă. mobilă. La fel, colegii mei preiau uh, cereri, practic este aceeași procedură, Bun. doar că o facem la, la fața locului, cum se spune, locului, nu mai vine exact. ei până la aia. Bun, eu văd aici un <coughs> program foarte, foarte, foarte interesant. În data de 21 februarie veți merge la Aroneanu, Țigăna și Proboda. Aveți trei mașini care pleacă spre trei locații. Nu, vă dați seama, ar fi și costurile mai mari. mai mari, plus că nu avem nici personalul cu care să parcurgem trei locații. locații distincte. Din acest motiv, noi facem acest maraton în practic două luni. 21 februarie este startul campaniei din acest an. Încheiem înainte de sărbătorile pascale, pe 18 aprilie. Am încercat să comasăm aceste comune, tocmai pentru a fi eficiență și comunele uh, au fost întâlnirile în comune au fost programate la o, un interval orar rezonabil deci. Interval în care mașina noastră să poată să parcurgă distanțele dintre comune. Bun, dar haideți să luăm... Vă dau un prim exemplu. Aroneanu, cam câte cereri aveți din partea Aroneanu? De exemplu, Aroneanu este una din comunele cu cele mai puține cereri, dar după cum am spus, le parcurgem pe toate. Să zicem, nu știu, cred că au fost 16 cereri În total, În total, pentru cele 26 de comune, câte cereri? Anul trecut, în total... Am primit 1205 cereri. Iar dacă e să vorbim de cele 7 ediții, noi am extras aici un rezumat al activității noastre. Am avut un număr de 79 de deplasări uh -huh. din 2012, când a fost prima ediție, un număr de peste 5300 de km parcurși, persoane puse în legalitate 10911. Uh, uh, uh. Bun, vreau să vă întreb un lucru. Deci, dacă. Nu ați făcut aceste deplasări? Vorbeam despre peste 10.000 de ieșeni care aveau probleme cu cartea de identitate. Poate nu 10.000, dar măcar jumătate cred că ar fi rămas cu. Fără carte de identitate, ce rămâne? Rămâneau cu. Expirat sau pierdut? Pentru că din experiența pe care am constatat-o la fața locului, sunt foarte multe persoane nevoiașe pentru care deplasarea în municipiu Iași reprezintă un efort o problemă destul de mare și, după cum am spus, deservim comune aflate și la 65 de kilometri, cum ar fi eu... comuna Andrieșeni. Ah, da, 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 o văd aici Andrieșeni pe data de 21 martie. Uh, domnul rector, spuneați, de ce v-am întrebat cam câte persoane ar fi fost cu documentele în neregulă? Există sancțiuni pentru cei care nu respectă legislația privind uh, Există, unui document. există și sancțiuni. O bună perioadă de timp noi nu am aplicat aceste sancțiuni tocmai din dorința de a perfecționa întâi sistemul nostru și ulterior a, eu știu, veni pe latura sancționării. Din acest considerent, după 5 ani de, eu știu, îmbunătățiri, de tot felul de soluții alternative pe care le-am pus la dispoziția cetățenilor. Începând de anul trecut, din vară, am inițiat un parteneriat cu poliția locală, în baza căruia un lucrător al poliției locale, poliție locală care, prin lege, are atribuții și pe linie de evidență a persoanelor, și desfășoară activitatea în sediul nostru, aplicând sancțiuni contravenționale persoanelor care, care au încălcat de regulă, au încălcat uh, prevederile în vigoare și aici vorbim de cele mai multe uh, cazuri, vorbim de expirarea actului de identitate, pierdere, deteriorare, mai avem și din mașini de spălat, buletine, mai avem și de pe foc, mai avem și mâncate de animalul uh, de casă. Preferat. Dar uh, din păcate, poate aceste sancțiuni nu au fost actualizate de mulți ani. Ba mai mult, ele au fost uh, reduse la un cuantum, zicem noi, poate derizoriu, 20 de lei. A. În contextul în da. care, vă dați seama... Cât este... costă, nu, nu, haideți să vă întreb lucru. Cât costă, cât ar, cât costă statul român uh, emiterea unei cărți de identitate? Emiterea Actului de identitate cu, tot, cu, cu, cu siguranță costă mai mult decât uh, este el uh, decât plătim noi Bun, contravaloarea. Asta este, clar, este o taxă. Că nu există o taxă, chiar așa se numește contravaloarea actului de identitate este de 7 lei. lei. Cu siguranță nu mai acoperă costurile în moment în contextul în care această taxă a fost fundamentată de, cu peste 10 ani în urmă. Nu, nu, știți de ce vă întrebam pentru că la o amendă de 20 de lei Normal că lumea zice, bă, bă am pierdut buletinul. Bun, domnule, v-ați pierdut buletinul. Dar gândiți-vă că trebuie să parcurgeți niște etape. Este un timp pe care dumneavoastră îl pierdeți datorită faptului că nu ați fost atent și v-ați pierdut buletinul. Domnule, cât este de greu să verifici buzunarele hainelor înainte de a le pune în mașina de spălat. Dacă ați fi avut acolo 100 de euro, sigur ați fi găsit-o, da, așa, buletinul. Sunt la fel și în cazul expirării. Vorbim de metode tehnice moderne, putem pune pe telefon o alertă da, cu privire cu o la o săptămână de zile înainte sau cu o lună de zile, domnule, mi-expiră buletinul. Chiar cu și... șase luni. Putem solicita Chiar... un nou act de Apropo, identitate da, cu șase luni. Cu șase luni de zile de data înainte data se expiră. poate, da? Da, iar buletinul sau actul de identitate, cum vreți să-i spuneți, expiră de data noastră de naștere, în ziua noastră de naștere. Înainte era o regulă, 10 ani de zile de la data emiterii. Acum... Acum calculatorul stabilește ca dată de expirare ziua noastră de naștere și... Ca să nu mai uite lumea exact. să zică, domnule, stai să vezi că am uitat, că nu știu ce, e mult mai, mult mai simplu așa. Domnul rector, citesc totuși aici persoana care a găsit sau a intrat în mod fortuit în posesia unui act de identitate, indiferent cine este titularul acesta, este obligată să-l depună sau să îl trimită în termen de 24 de ore la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidența persoanelor sau la cea mai uh, apropiată unitate de poliție. Eu am văzut foarte des pe paginile de, da, de interacțiune socială, faptul că se pune fotografia respectivă, în unele cazuri se, șterg, se șterge CNP-ul, dar rămân celelalte date cu caracter personal. Este o practică bună din punctul meu de vedere acest lucru? Legal nu este o practică bună în contextul în care poate sunt divulgate anumite date. Dacă este să vorbim pragmatic, este o practică utilă, să spunem, în contextul pe în care informația circulă este difuzată foarte, foarte rapid pe rețelele de socializare, iar persoana în cauză își poate recupera foarte, foarte ușor și, într-un termen mult mai scurt, actul de identitate. Pe de altă parte, și noi primim cu regularitate acte de identitate găsite, uitate la instituții, pentru care dacă sunt valabile, facem trimitem acasă o invitație persoanei titularului, titularului exact pentru a se prezenta și a-și actul de identitate. Dacă este să comparăm doar aceste două cazuri, Vă dați seama cât ar dura până ne trimite da. o instituție actul, până trimitem invitația, până ajunge pe calea poștii până și cât vine durează persoana pe titularul. Facebook. Titularul deja spune, domnule, gata, l-am pierdut, mă duc să depun actele pentru emiterea unui document nou. Vreau să vă întreb totuși un lucru vis-a-vis <coughs> <-a> -vis de <coughs> persoanele care împlinesc 14 ani. Ați spus că pentru emiterea unui act de identitate nou, poți să vii cu șase luni de zile înainte de expirare. În cazul celor care vin pentru primul act... Pentru tinerii care împlinesc vârsta de 14 ani, legislația spune că în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei au obligația <coughs> să se prezinte. Ce trebuie menționat este faptul că minorul are domiciliu obligatoriu la unul dintre părinți. Am mai avut cazuri când a venit bunica să-l ia la ia în spațiu în contextul în care mama sau tatăl erau plecați domiciliu în altă parte. Uh -huh. Nu, Minor obligatoriu trebuie să aibă domiciliul la unul dintre părinți. Într-adevăr, aceste cazuri sunt destul de multe și în municipiul Iași pentru că noi primim o listă cu persoanele care urmează să împlinească vârsta de 14 ani în decursul anului 2019, da. tocmai pentru acești tineri noi avem și campania Primul meu act de identitate în care le prezentăm tot ce înseamnă procedura și modul de obținere a primului act de identitate. Am făcut acest lucru și anul trecut. Este o campanie pe care ne dorim să o desfășurăm în colaborare cu instituțiile de învățământ ieșene indiferent că sunt private sau de stat. de stat. La fel, în acest an, ca o noutate, vom pune accent pe componenta primul act de identitate și în momentul în care vom merge în cele 26 de comune, este vor fi materiale foarte informative, util. pliante și afișe pe care vom merge și le vom pune în școlile din comunele respective, respective cu tot ce înseamnă date de contact, pentru că de ce nu? și copiii din mediul rural sunt prietenii noștri, și sunt invitați la sediul Corect. nostru pentru a parcurge procedura de obținere a primului act de identitate. Cu siguranță, prin aceste informații, credem noi că vom reuși să reducem numărul copiilor fără act de identitate, e. întrucât, din practică, constatăm că sunt persoane care vin și la 20-30 de ani să obțină primul. Acte de identitate. Bun. Mai avem foarte puțin și neapărat trebuie să vă adresez o întrebare. Pentru <coughs> românii care sunt plecați în străinătate și a căror copil sau copii împlinesc 14 ani, ce posibilități au să nu mai vină în România? Primul act de identitate nu se poate obține pe bază de procură. Asta este. Trebuie să, se poate merge la din acest, consulat? Motiv, nu. din acest motiv nu pot trimite procură. De cele mai multe ori, cetățenii români cu domiciliu, care, mă rog, lucrează, domiciliază în străinătate, recomandarea noastră ar fi, în contextul în care petrec cea mai mare parte a timpului în străinătate, sunt de 5, 10, 20 de ani da. plecați și stabiliți în străinătate, dar continuă să-și facă în mod eronat domiciliul. Nu, vorbesc Domicii de copiii lor care împlinesc 14 Aici ani. Aici avem două variante. Dacă copilul este cu ei în străinătate, pe, ar trebui să aibă toată documentația să ne o trimită prin ambasadă. Am să înțeles? Noi producem actul de identitate și, și îl transmitem, sau în momentul în care unul din părinți, dacă sunt căsătoriți, vine în țară, trebuie însoțit de minor pentru a depune cerere pentru eliberarea actului de identitate. Și mai avem exact timp pentru un răspuns dacă vin în țară, iar părinții nu mai are niciunul dintre ei domiciliu în România. În cazul în care niciunul dintre părinți nu mai are domiciliu, nici nu trebuie să vină în țară, ci trebuie să solicite pentru minor un pașaport de cetățean român cu domiciliu în, str în str Am, străinătate. Deci este, cât Cum se poate De fapt declar? ar fi normal pentru toate cele câteva milioane de români care sunt acolo, fără act de identitate, pașaport românesc cu domiciliu, cu domiciliu în țara respectivă pentru că de fapt acea acesta este statutul. Acel lor. document este confirmă reședința permanentă, să zicem, domiciliu în străinătate, practic Am înțeles figurează sub nicio formă în municipiul Iași. Mulțumim foarte, foarte mult pentru participarea la emisiune. Mult succes cu cea de-a opta ediție a campaniei Prioritate la identitate. Am înțeles că această campanie este pornită la Iași prima dată și cred că s-a extins acum și la nivelul țării. Doamnelor și domnilor, punem punct final ediției de astăzi. Nu uitați, nu trebuie să treacă momentul în care să vă schimbați cartea de identitate, pentru că veți plăti o amendă, chiar dacă este morică, aveți foarte mare grijă la documentele, la actul de identitate, nu trebuie să-l deteriorați. Și cei care împlinesc 14 ani, aveți 15 zile la dispoziție după ziua dumneavoastră să vă prezentați pentru eliberarea primului document de identitate. Până data viitoare, cele bune! La revedere!